Bună seara și bine ați venit la Prof Online cu exerciții de matematică. Acum începem cu mami. Nota 4-a. Da. Clasa a 4-a. Așa. Îmi dai exerciții cu fracții sau... Uite că dau un exercițiu din ăsta fain, așa. Hai, măi, greu. Uite, 3 plus 3 ori. Paranteză. 3 plus 3 ori tabulat de pătrat. 3 plus 3 ori paranteză rotundă. 3 minus 3 împărțit la Y. Închide parantezele toate. Nu sunt în formă. Egal cu, dacă este egal, întrebăm, cu 3 ori 31 împărțit la Y. Stai cu cine? Păi uitați-vă, l-aveți pe tablă. Doamne, ce ciudat. Păi Y-ul deja știm unde e. Păi trebuie să... Y e 3, că nu există niciun număr care să se împarți de la 3. Deci Y e 3. 1. 1, da. 0. 0, bine, nu? Caite? Da. Da, nu cred că e 1, pentru că tot și 1 e de 3. Și atunci... 0 nu poate să fie, decât 1 sau 3. L-a scris? 31. Da, 3 ori 31 împărțit la Y. Deci ca să vedem dacă este adevărat, trebuie să rezolvăm tot ce este scris în partea stângă, da? Păi, dar nu putem să facem să fie... să facem mai întâi cu Y fiind 3 și apoi fiind Y fiind 1. Să vedem dacă ne dăm. Oare cum putem să facem noi chestia asta? Y e 3. Toate Y-urile stai puțin, mama. Deci Y e 3. Pentru că avem și 31 împărțit la 3. Cum am putea noi să rezolvăm? Dacă se împarte la Y, 31 împărțit la Y. Închipuiesc că nu ți-am pus întrebarea asta. Nu ți-am pus întrebarea asta. Dacă este egal cu asta. Deci până aici, cum rezolvăm? Până aici. Y e 3 sau 1? Ui, trebuie să rezolvăm asta, mami. Cum o rezolvăm? Păi cum o rezolvăm? Mama, dar... Păi eu asta vă întreb, domnul profesor. Nu mă înțeleg cu ele, domnul. Noi avem acolo 31 împărțit la Y și 3 împărțit la Y. Și atunci 31 nu se împarte la 3, deci ne mai rămâne 1. Deci Y e 1. Și atunci, dacă Y e 1, rezolvăm în continuare. Așa, acum pornim. E pornită, tata. Tot e făcut, nu? Excelent! Deci, gata! Dar asta să vedem, nu știu cum să facem asta. Dar eu știu cum să facem. Da? Ia să vedem. Păi, ne gândim, acolo avem 3 împărțit la Y și ne dăm seama că avem doar 1 sau 3. Și mai avem acolo 31 împărțit la Y. Să vedem dacă tot ce scrie în partea stângă e egal cu ce scrie în partea dreaptă. Păi, 31 nu se împarte la 3, deci ne mai rămâne 1. Deci Y este 1. Cassandra, e bun ce spune? Eu vreau să încerc primul să putrina. Dar acum nu știu dacă e adevărat ce zic. Dar hai să vă urmărim pe date, că dacă ne minte. Eu m-am gândit, ambele numere sunt Y. Nu e X sau altceva. Și în stânga și în dreapta Y este. Da. Atunci lumea ca să se vadă mai bine. Și eu m-am gândit. Da. 3 împărțit la Y. Eu cu Cassandra am gândit. 3 împărțit la Y poate fi doar 1 sau 3. Da, pentru că doar asta se poate împărți. Sigur că da. Și atunci, noi nu ne decidem care să punem. Că 3 împărțit la Y, numai dacă Y e 1 sau 3, da? Și atunci, nu ne decidem noi care să punem. Foarte frumos. Dar am văzut... Ele sunt foarte șmecheri aici. Deci sunt atente și zice 3 împărțit la cât să se facă împărțire exact. La 1 sau la 3. Și acum era un dubiu pe care să le api 1 sau pe 3. Și apoi ne-am dat seama că avem la rezultat 31 împărțit la Y. Păi da, 31 nu se împarte la 3, deci ne rămâne 1. Excelent. Deci Y e 1. Fain. Dar eu nu cred, domnul profesor, nu cred supărat. Dar cum se împarte 31 la 3? Mai ales că 3 plus 1 dă 4 și 4 plus 1 dă 4. 93, domnul profesor, și 93 se împarte la 3. 3 ori 31? Ia uite ce se spune. Am uitat de 3 ori. Eu nu am uitat. Foarte tare și chestia asta. Deci vezi că executăm operațiile în ordinea în care apar astea. Stați, domn profesor, pune-și paranteză 31. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Se execută în ordinea în care apar ele. Atenție! Băi, recunoaștem că am fost neatenți? Da. Nu. Recunoaștem. Deci ambele variantele testăm. Dar nu am zis că n-am fost atenți, n-am... Nu, eu am fost neatent. Eu am fost neatent. Da. Deci tot 1 și 3 rămâne? Vedeți care recunosc. Da, eu am recunoscut. Tot 1 și 3 rămâne? Da. Din cauza ăstuia am șanse să testez pe 1 sau pe 3. Corect. Din cauza ăstuia. Aici nu mai este, nu am niciun dubiu. Pentru că întâi trebuie să facă împărțirea asta. Păi mai la cine se poate împărți? Mai întâi încercăm cu 3. Și apoi cu 3. Corect. Și vedem care e egalitate. Facem? Hai să vedem de treabă. Cine vrea prima? Casandra, faci tu prima cu 3 și apoi deja faci. Ok, eu fac deja. Ok, ne lăsați să facem așa. Păi nu așa. Trebuie să o lucrăm pe aia, nu? Eu am făcut. Pentru Y egal cu 3 sau cum vreți? Pentru Y egal cu 3. Pentru Y egal cu 3. Hai să sau Casandra? Tu, ok, eu. 3 plus 3 ori, acolo adă. 3 ori, eu am să fac cum vine repede. Și vine și timpul cât faci ceva așa. 3 plus 3 ori, paranteză, 3 minus 3 împărțit la 3. 3 plus este aici. 3 plus 3 ori, 3 minus 3 împărțit la 3. 3 minus, cât face? 3 minus 3 face 3 împărțit la 3. Nu, dar eu vreau să fac mai să scriu. Să scriem încă? Da. Și este egal cu 93 împărțit la 3. Egal cu 93 împărțit la 3. Așa. Împărțit la 3. Echivalent cu? Echivalent cu? Reluăm calculul din nou. Și acum hai să facem. Deci 3 împărțit la 3 face 1, 3 minus 1, 2, 3 ori 2, 6, și cu 3, 9, 6 și cu 3, 9, ori 3, 27, 30, 30 ori 3, 90, 93. 93. Da, 9 acolo o să ne dea... Stai puțin, 93, deci vădă tot. Deci tot calcul 93, da? Da. Și acolo vădă? 31. Deci 93 este egal cu... Cu cât? 93 să fie egal cu 31. Fals! Adică Y egal cu 3 nu. Nu este. Deci cu 1. Y egal cu 1. Faci tu asta? Da. A, păi deja știm că noi avem 93 la rezultat. Stai puțin, că 3 împărțit la 1 avem. Da, Casandra, te rog. 3 plus 3 ori paranteză. Da, paranteză. 3 plus 3 ori paranteză pătrată, 3 plus 3 ori paranteză rotundă, 3 minus 3 împărțit la 1. Da. Închidea paranteză rotundă, închidea cea pătrată. Și acolată. Egal cu? Da, 91 putem să... 91 împărțit la... 93, da, așa, 93 împărțit la... 1. Echivalent cu? Casandra a lucrat. Eu am lucrat. 3 minus 3? 3 minus 3 e 0, 0 ori... Da. Așa e bine, nu? 3 minus 3, 0, 0 ori ceva. 3 împărțit la 3? Sau cât am avut? 3 împărțit la 1. La 1 am avut, corect. Și din 3 minus 3, 0. 3 ori 0, 0, plus 3, 3. 3 ori 3, 9 ori. Și cu 3, 12 ori 3. 12 ori... 36. Da, 36 plus 3, 39. 39. Și apare că 39 să fie egal cu 50. Egal cu 93. 93. Fals, nu? Fals. Înseamnă că nici unul, nici 3 nu e. Păi trebuie să vedem dacă sunt adevărate. Poate să fie... Așa au fost testul? Da, așa au fost. Cu întrebări. E adevărat sau nu e adevărat? Răspunsul. Fals. Fals. Pentru că, testând noi cele două posibilități, am constatat că niciuna nu este... sunt. Corect, da. Super. Bun, da. Excelent. Excelent. Foarte tare. Nu ne-ai prins. Nu v-am prins. Ai zis tu bine că era greșit exercițiu. Acestea, la răspunsul dau Y egal cu 3. Da? Y egal cu 3 ar fi soluții? Da. Păi atunci este o greșeală undeva. Că aici ne dă dusără în 90 și câte am dat? 93. Da. Și ca să fie 93... Împărțit la 3 au pus ei acolo. 3 ori 3 și nu fac 93. Da, dar împărțit la 3... Împărțit la 3 strică tot. Ce să-i facem noi? Nu mai punem Y-ul ăla, că rest dă noi. A, nu, 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 gata, eu m-am uitat. Deci să fie egal cu 3 ori 31. Y cât este, întreabă. Am nu împărți la Y. Nu împărți la Y, gata, acum eu am observat. Da. Deci... Să dea egal 3 ori 31. Atât, numai 3 ori 31. Da. Cât e Y? Da. S-a schimbat. Exact. Cât e Y? Înseamnă că e cu 3. Y egal cu 5. Și 3. Cât este Y? Răspunsul Y egal cu 3. Ați văzut? Calculul e perfect. Da, a ieșit. Of, domn profesor, mamele ăstea. Nu mamele, mamele astea nu era lumina priința mamă, nu era lumina și n-am văzut. Da, da. Era punct și virgulă, Y egal cu cât și am crezut că e împărțit la Y. Corect. Gata, altul pornim. Mai dăm unul de asta. Vă mai dau așa, da? Da, 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 ca să mai găsești unul să mă îndrept spre ce am de făcut. Bine. Haideți să facem așa. 10 ori. 10 ori. Le scrieți acolo la de X minus 10. X minus 10 ori. Ori. Descrieți paranteză pătrat. 362 plus 10. Plus 10. Ori. Deschideți paranteză rotundă. Așa. 24 plus 24. Plus 24. Împărțit la 4. 24 plus 24. Împărțit la 4. Închideți toate parantezele. Dacă este egal cu 100. Să aflăm pe X. Egal cu 100. X egal cu 5. Da. Da. Unde X-ul este aici. Da. Păi X-ul trebuie să fie mai mare decât 10. Sau 10. Ba nu, ca Sandra este la comandă. X-ul poate să fie oricare. Alo? Salut, Raul. Mă vezi că sunt într-o lecție la clasa a 4-a acum. Nu pot să răspund, nu? Da. De la Raul, de la ora 8:30. Când intru cu clasa 11, tu ești clasa cât? A 9-a? A 10-a. E, pot discuta ceva acolo, tot cu tine, da? Acum sunt, vezi, în clasa a 4-a. Sunt în clasa a 4-a. Acum, da. Da. Peste 5 ani să le sun. Eu cred că putem, Cassandra, să facem calcul până ajungem la X. Facem calcul, adică 24 împărțit la 4 face cât aici? 6. Și cu 24 face 24 și cu 6 30. 30 ori 10 300 și cu 362 662. Deci până aici toată paranteza asta am făcut-o că este 662. Ca să nu mai pierdem timpul, că suntem, clar, suntem și viteziști, nu pierdem timpul, da? Am avut șansă că X-ul e la început. Că dacă era X-ul pe aici pe undeva, pe mijloc sau așa, ar fi fost o problemă mai complicată. Și atunci zicem 10 ori, te rog să vorbești, X minus 10 ori 662. Adică 6620. E 10 ori 662, nu? A, da. 6620. Așa. Egal cu 100. Egal cu 100. Egal cu 100. Păi facem 100. Și acum 10 ori ceva egal cu 100, putem împărți printr-un 10, ambele mărimi, da? Și 10-le ăsta dispare. Da. Rămâne X minus 6620 este egal cu 10. Și atunci X e? Da, te rog. Și atunci X-ul e egal cu cine? Cu 10. Cu cât e X-ul? Stați că... A, păi vreau să... X egal. Da. Cu 6620 plus 10, da. Nu știu. 6630. Mai acum am una faină. Da? Da. Bun. Mare atenție. Fiind întrebat câți ani are, un băiat răspunde. Am 3 frați. Cel mai mare dintre ei are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. 3 plus am părțit la 2. Întrebat câți ani are. Un băiat răspunde. Răspunde. Am 3 frați. Primul frate, al doilea și al treilea, da? Cel mai mare dintre ei pe primul, are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Deci? Eu am o idee. El e patru frate și putem să spunem 3 plus 4, adică al patrulea. Hai să ne organizăm mintea și când vorbim. Deci, ce am mai discutat noi? Hai să vorbim în etapele acelea în care ne construim ușor. Deci, eu vreau să citesc problema cu atenție. Corect. Da? Deci, fiind întrebat câți ani are, un băiat răspunde: am 3 frați. Mai mari sau mai mici? Nu spune nimic despre. Am 3 frați. Stop. Cel mai mare dintre ei. Dintre ei? Da. 3. Da. Are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Stop. Da. Cine e mai mare? El e mai mare decât celălalt 3 sau? Da. Sigur? El e mai mare? Cu 3 ani mai mare. Cel mai mare dintre ei. Dintre ceilalți 3. Are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Adică el are 3 plus el împărțit la 2. Cu jumătate adică mai mult. Cel mai mare dintre ei. Deci toți sunt mai mici decât el. Asta era prima observație. Deci, de aceea trebuie să citim cu calm și cu răbdare, să nu ne grăbim. Că tu ai zis că era cel mai mic. La prima citire, dacă nu suntem atenți, ne apucăm pe un culoar și ne tot ducem și stricăm tot. De aceea am zis, încă o dată citim, ascultați, ascultați. Deci am 3 frați. Cel mai mare dintre ei are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Adică, dacă asta e vârsta lui, dacă asta e vârsta lui, băiatul, primul dintre frați, cel mai mare dintre ei, are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Deci fac jumătate, fac jumătate la jumătatea lui și mai punem 3. Da. 3 ani mai punem. Și ăsta e primul frate. Și ăsta e primul frate, cel mai mare dintre ei. Deci l-am construit pe cel mai mare dintre frați. Dintre cei 3. Dintre cei 3. Dar observația a fost că cei 3 sunt mai mici decât el, pentru că el vorbește așa. Cel mai mare dintre ei are cu 3 ani mai mult decât jumătatea vârstii mele. Corect. Sora noastră are 9 ani. Deci, sora noastră, deci e vorba de o soră. Da. Da? Are 9 ani. Sora noastră are 9 ani. 9 ani, pur și simplu. Un alt frate are a 6-a parte din vârsta mea. Dar nu se știm cât e vârsta. Uite, am luat la 6. Ăla e băiatul. Împărțim la 6. Deci pentru alt frate, fratele al doilea, că el zice de frați, nu și surori. Sora o lasă deoparte. Zice, am 3 frați, da. La frați ne ducem. Ia vedeți, la frați nu pune și pe soră. Asta e, asta e. Deci frați, la băieți. La băieți ne gândim. Deci unul, al doilea îl construim acum. Al doilea are o șesime din vârsta lui. Cum aici am împărțit pasta, deci asta e jumătate, iau exact pe ăsta și îl împart în câte? În 3 părți. Nu, ca să iau o 3.000. Și o șesime, parcă zis, nu? O șesime. Un alt frate are a 6-a parte din vârsta mea. A 6-a din vârstă, asta înseamnă a 6-a parte. Ăsta în 3 și ăsta în 3. Corect. Și atunci eu am luat, asta e vârsta cui? Asta e vârsta celui de-al doilea. Da. Dacă adunați vârsta fratelui meu mai mare, adică aia, cu cea a surorii, asta, și scădeți vârsta celuilalt frate, ăstuia, obțineți vârsta mea. Deci cei frați erau și sora. Era și sora, acum îmi dă seama. Obțineți vârsta mea. Câți ani are băiatul? Mai citesc. Da. Deci, dacă adunați vârsta fratelui mai mare, vârsta fratelui mai mare, deci pe 1, dacă îl adunăm cu 1, cu 2, și scădem 3, 1 cu 2, adică cu 9. Da. 1 cu 9. Da. Și scădem vârsta fratelui al 3-lea. Scădem pe asta albastru. Da. Deci scădem pe asta micuțul. Da. Obținem vârsta băiatului. Egal vârsta băiatului. Ăsta, da. Câți ani are băiatul? Așa. Frumoasă problemă. Egal cu... Egal cu vârsta la băiat. Cu vârsta băiatului ăsta. Păi am știut ne ajută că ne dăm minții. Ea are 9 ani. Da. Deci dacă adunăm pe 1, care înseamnă 1 câte segmente de segmente? Câte segmente mici? Mă duc la segmentul mic, asta nu uitați. Da, trebuie să scădem, corect. Da? A, deci un segment mic, 1 plus 3. Deci 3 segmente mici plus 3. Da, 3 segmente mici plus 3, corect. 3 segmente mici. Azi votăm cu S, segment, apropo de la S, da? Minus segmentul ăla mic albastru, vezi? Adică vârsta fratelui mai mare cu vârsta surorii minus segmentul albastru, adică minus... Dar ce înseamnă segmentul albastru? Adică și segmentul minus vârsta fratelui celui mai mic. Citim. Mai citesc o dată. Deci, dacă adunați vârsta fratelui meu mai mare... Da. Daria, te uiți acum, care e vârsta fratelui mai mare? Domnul profesor a zis 3 segmente mici... Zicem. Deci... Uite-te un pic. Tu trebuie să scrii și tu, te rog, fă-ți problema, ai rămas în urmă, n-ai făcut segmentele. Ai făcut segmentele? Hai! Domnul, da, sub plus ora trebuie să fie un segment, adică 3 ani. Nu, un 3, nu știu. 3 ani. Da, 3 ani. 3 ani, deci vedeți că e ușor, hai concentrați-vă acum. Deci? Dacă adunăm vârsta fratelui mai mare. Adică 3 S, un S și un S, da? Corect. Deci 3 S. Plus 3. Plus 3. Și cu vârsta surorii, plus 9. Vârsta surorii, plus 9. Și scădeți vârsta celuilalt frate. Și scădeți un S. Corect. 2 S plus... Păi acum, minus 1 S. Minus 1 S. Egal vârsta băiatului. Egal vârsta băiatului, că asta tot. Câți de S sunt aici? Câți de S sunt acolo, Daria? 6. Corect. Deci, 3 aici și 3 din partea cealaltă, da? Așa. Deci sunt în total 6. 6. Deci e egal cu 6 S. Corect. Asta este relația. Corect. Deci 3 S plus 3. Dacă nu înțelegeți de unde vine 3 S, asta vârsta cui? 3 S plus 3 este vârsta la primul. Da. Plus vârsta surorii. Da. Și scădeți vârsta celui de-al treilea. Da. Egal cu vârsta mea. Da? Vârsta mea. Ia să vedem. Ia. Zice el. Da. Vârsta mea. Câți ani are băiatul? Și acum am tradus. A scris și voi relația asta. 3 S înseamnă 2 S, vorbiți, hai. Dacă vreau ca Sandra așa. Hai să gândim în felul următor. Am tradus eu bine conținutul problemei? Da. Mai citesc o dată. Asta vreau. Fiind întrebat câți ani are, un băiat răspunde: am 3 frați. Cel mai mare dintre ei are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Sora noastră are 9 ani. Un alt frate are a 6-a parte din vârsta mea. Adică doar un secvențel. Da. Dacă adunați vârsta fratelui meu mai mare, adică 3S plus 3, cu vârsta surorii mele plus 9, și scădeți vârsta celuilalt frate, adică un singur segmentel, adică a 6-a parte, obțineți vârsta mea. Câți ani am eu? E bine, relația e corectă? Dacă facem 3 segmente plus 3 plus 9 minus 1. Hai să vedem. Să vedem câți ani are. 9 minus 1. De ce 9 minus 1? 9 minus un segment vorbesc. Asigur, 3 segmente minus un segment, 2 segmente. Așa ar veni, nu? Deci 2 segmente, să scriem. Calculăm de asemenea, mama, acum. 2 segmente. Plus 9 și cu 3, 12. Egal. 6 segmente. Corect. Noi o să aflăm cât e un singur segmentel. Deci e 2 segmente, 3 segmente scăzut un segment, 3 segmente scăzut un segment, face 2 segmente. 3 și cu 9, 12. Păi 12 este egal cu 6 segmente minus 2 segmente. Corect. Sigur că da, deci este echivalent. Va scrie că 12 este egal cu 6 segmente minus 2 segmente. Adică 6 segmente. Deci echivalent cu 6 segmente minus 2, 4 segmente, da? 4 segmente egal cu 12. Și atunci un singur segment. Un segment este egal cu 3. Cu 3. Cu 3. Și ia să vedem acum ce vârstă are băiatul. Și, și noi acolo avem 6 plus 12. Nu, vârsta băiatului, de sus. Cât ce vârstă are băiatul? A, 3 ori 6. 18 ani. E 3 un segment. Dar v-am zis că poate fi un segment. Nu, nu. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Am avut noroc. Da, da, n-am avut niciun argument să fiu de acord cu tine. Simplu fapt că ai spus că segmentul e de 3, s-a întâmplat să fie așa. Exact. Da? N-aveam motive să te susțin. Trebuie să venim cu argumente. Da, da. Deci înseamnă că acum vârsta băiatului, da, vârsta băiatului este 6 ori 3, 6 ori 3 egal cu 18 ani. Ia să vedem dacă proba merge. Ia să vedem. Citesc. Cel mai mare dintre ei are cu 3 ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Cât păi jumătatea are? Vârstei. Câți ani are cel mai mare dintre cei 3 frați? Și tot faci Daria pe dedesubt. Se joacă cu plastilin. Ei, da. Dar niște copii. Ia vezi. Ai, nu se poate așa. Deci câți ani are cel mai mare dintre frați? 3 secunde, adică 9. Da. 12 ani. 12 ani. 3 plus 3 plus 3, 9 și cu 3, 12. Deci primul are 12 ani. Sora știm că are 9 ani. Da. Al doilea are 9 ani. Celălalt 18 împărțit la 6, adică 3. Celălalt are și ultimul are 3 ani. Deci ultimul are 3 ani, un singur segment. Al treilea are 3 ani. Și acum să vedem ce spune. Dacă adunați vârsta celui primului, da, adică 12, da, cu cea surorii, plus 9, și scădeți vârsta fratelui mai mic, scădem pe 3, da, sau trebuie să obținem vârsta lui, adică 18. 21 minus 3 este 18. Da, este așa. Corect. Ce frumos. Deci am văzut, proba că lucrează. Hai să mai vedem încă o dată. Cu ce ne-am ales la problema asta? Cu ce ne-am ales, adică vreau să văd repede cu ce plecăm de la ea, Eu cred că cel mai important a fost că a trebuit să o citim de foarte mult. Asta e cel mai important lucru la problemă. Deci, observații, notați, observații. Observații. Prima chestiune. Problema trebuie citită de erori. Problema trebuie citită de erori. Hai, Dani, hai. Problema trebuie citită de n-ori. De n-ori. Ce înseamnă n? O dată de 27, de 9, până cât o înțelegem. De n-ori până o înțelegem. Nu mai apăsa așa tare pe vârf. Că se rupe vârful, fiindcă apeși pe... Da. Problema o citim de n-ori. De tipar. Da, mă, da. De tipar. De n-ori, în paranteză, de câte ori e nevoie, am vrut să spun eu. Adică de foarte multe ori, adică de câte ori simți nevoia să vă fie clar. Unul după 3 citiri o înțelege, eu n-am să înțeleg niciodată la prima citire. Să nu-mi cereți asta, că nu refuz asta. Deși... Stați, lăsați că să vedeți ce le fac eu acum, deși... Mă prindeți de foarte multe ori, că de la prima citire nu pot să le fac. Nu facem practic. De ce? Daria, dar de ce îmi dai? De ce îmi dai direcția peste cap? Urmărește ce facem aici, da? Atenție! Am zis prima chestiune că citim problema de câte ori e nevoie. Al doilea lucru care mai trebuie punctat aici. Al doilea lucru. Vreau de la voi. Spuneți voi ce v-a plăcut foarte tare și merită să țineți minte. Am scris documentele care trebuiau. Asta-i. Simțim nevoia să figurăm. Deci nu stăm deosprate să stăm, ar avea vârsta asta. Figurăm, da? Notați 2. Da? Figurăm și transpunem într-un anumit mod. Transpunem. Da, transpunem, adică figurăm și transpunem relațiile în niște segmente, hai să zicem, nu? Relațiile date de autor în segmente. Informația pe care o dă autorul. El spune jumătate, nu știu ce, nu știu cum. Și ochiul trebuie să vină și el în sprijin. Nu raționăm pe deasupra așa, dăm la întâmplare, nu? Casandra, hai, poate am noroc, dă un număr. Dar am depășit. A depășit etapa aia. Nu mai gata, nu ne mai gândim la așa ceva. Aceea este etapa copiilor mici. Da, da, noi suntem acum la etapa clasei a 4-a, nu mai putem. Deci două lucruri, da? Ce am zis? Nu mi-ai scris că de ajutor. Citește, citește. Figurăm și transpunem relațiile date de autor. Da, da, figurăm și transpunem relațiile date de autor folosind segmente. Folosind segmente. În concluzie, apelăm la metoda figurativă. Deci asta facem. În paranteză, apelăm la metoda figurativă. Să recunoaștem acest lucru, că de fapt asta facem. Trebuie să nu mai dau una frumușică. Ia să vedem. Ele au zis că nu trebuie citit de 1000 de ori, domn profesor. Ba da, trebuie. De 1000 de ori, ia să primim mai foarte tare, de 1000 de ori. Adică, până că nu înțeleg. Corect. S-a dat la Olimpiadă, la Iași. Ia să vedem. Mac este tatăl lui Tom. Mac. Un domn. Mac. Da. Așa-l chema, Mac. Mac este tatăl lui Tom. Da. Tom este fiul lui Mac. Fiul lui Mac e Tom. Tatăl lui Tom e Mac. Da, de ce mai repetoz? Nu știu. Nu mă înțeles, vezi? Da, dar am scris, am scris. Deci Mac este tatăl lui Tom. Trebuie să scrii, domn profesor. Mac. Mac. Tatăl lui Tom. Tatăl lui Tom. Tom, fiul lui Mac. Tom este fiul lui Mac. Fiul lui Mac e Tom. Fiul lui Mac e Tom. Și tatălui Tom e Mac. Și tatălui Tom e Mac. Adică e același lucru, că Mac e tatălui Tom. Un pic. Un pic. A. Care este tatăl fiului lui Mac? Deci, care este tatăl fiului lui Mac? Mai ca un mexic. Deci, tatăl fiului. Lui Mac. Tatăl fiului lui Mac. Problema asta mă duce la ce? Tatăl fiului. Deci, tatăl fiului. E Tom! Tatăl fiului lui Mac. Adică, tatăl fiului. Adică, fiul tatălui. Adică, tatăl fiului lui Mac. Adică, e Tom. Nu? Nu? Păi dar nu mai dau alte nume. E bunicul lui Tom. Stai să mai citim, vezi dacă te grăbești. Asta vă ziceam. Deci, Mac este tatăl lui Tom. Da. Tom este fiul lui Mac. Mac, tatăl lui Tom. 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 Fiul lui Mac. Este fiul lui Mac. Fiul? Lui Mac. Lui Mac. Mac. Fiul lui Mac e Tom. Fiul lui Mac e Tom. Același lucru. E Tom. Și Tom. Tatăl lui Tom e Mac. Da. Da, cât au greșit la problema asta? Nu știu. Întreb și eu. S-a dat la Olimpiadă. Așa, și întrebarea este, care este tatăl fiului lui Mac? Ultima era fiul lui Mac e Tom. De uite, domnul profesor a scris. Care este tatăl fiului lui Mac? Și la B, care este fiul tatălui lui Tom? Oh my God! Și gata! Este fiul tatălui lui Tom. Deci tatăl lui Tom e Mac. La sfârșit, da? Deci, care este fiul tatălui? Care este fiul tatălui Tom? Da. Care este fiul tatălui lui Tom? Tatălui lui Tom. Deci care este fiul tatălui lui Tom? Hai să ne gândim. Care este fiul tatălui lui Tom? Da. Fiul tatălui și al lui Tom. Tatălui lui Tom. Care e fiul tatălui? Păi Tom! Tom e fiul! Oh my God! Deci o chestie simplă, doar cu două nume, ne încurcă. Deci noi facem probleme. Care este tatăl fiului? Da, deci trebuie să fim atenți, să înțelegem fiecare nuanță aici. Fiecare... Adică străbunicul lui Tom? vede. Să mai citim o dată de la început. Da. Avem scris pe unde-i Mac, unde-i Mac e Tom și unde-i Tom e Mac. Mac este tatăl lui Tom. Deci gata, știm, Mac e tatăl lui Tom. Deci, dacă facem arborile așa, gândind ca un lănțuire, putem spune așa. Ăsta e Mac. Ăsta e Mac. Da. De la rădăcină, să zicem, plecăm, da? Da. Deocamdată avem pe tatăl, sau cum ținem? Mac. Mac, ca e tatăl. Da. Și de la Mac apare Tom. Tom, fiul. Da, fiul. Apoi avem că Tom e fiul lui Mac. Tom este fiul lui Mac, clar. Tom este fiul lui Mac. Corect. Apoi fiul lui Mac e Tom. Fiul lui Mac e Tom. E Tom, da, tot aia zice. Tot aceea. Este Tom. Corect. Și tatălui Tom e Mac. Adică e același lucru. Și tatălui Tom e Mac. Corect. Deci numai asta. Asta e singura chestie. A, deci mai practic trebuie să ne luăm. Stai puțin. A, care este? Mai vorbești prea mult. Care este tatăl fiului lui Mac? Deci tatăl fiului. Tatăl fiului. Adică fiul lui Mac. Adică tatăl fiului. Adică tatăl. Nu, gen. Care este tatăl fiului? Tom. Mac. Care este fiul tatălui? Fiul tatălui lui Tom. Care este fiul tatălui? Lăsați-o departe. Că e fiul tatălui. Vedeți cum m-am prins? Oh my god. Deci e Mac, la primul, care este tatăl fiului. Fiul Mac e Tom, dar tatăl fiului e Mac și fiul tatălui e Tom. Da? Deci, vedeți? Asta, simpla chestie rezolvată. Corect. De la tatăl, din tata apare fiul. Eu cred că ăsta nu cunoaște. Și știm că e vorba doar de ei doi. Restul este tot formularea aceleiași relații. Ca să-i amintească. Sigur că da. Deci restul este aceeași relație tot timpul. Da? Și formularea fiind altfel, avem sentimentul că problema este extraordinar de dificilă. Și că sunt mai mulți. Așa, da. Te gândim la bunicul, spre bunicul. Lăsați-ne să punem, să scriem întrebările ca să dăm la școală. Da. Da, deci vreau să dăm la școală să văd cine știe. Sunt tare curioasă. Dacă știe, dar de ce nu scrie? N-ați scris și voi tot conținutul ăsta? Am scris numai când am scris întrebarea. Am scris așa și eu. Bun, bun. Și eu. Bine. De aici am înțeles ce? Citim, recitim, înțelegem că aceeași relație era tot timpul anunțată în fiecare frază, în fiecare propoziție. Da? Era ciudat! Nu era ciudat, da? Interesant! Deci aici ce scriu? Aici ce scriu? Care este? Care este fiul tatălui? Păi fiul tatălui Tom. Care este tatăl fiului. Tatăl fiului e Mac. Ce scrie domn profesor? Ce scriu acolo? Mac. E Mac. Mac. Și apoi la acolo că e Tom. Și la fiul tatălui? Păi fiul tatălui era Tom. Tom. Asta am terminat problema. Numai a fost o chestie de formulare. 38. Poți să oprești la oră. Să oprim, da. Zi, da. Păi da, eu opresc. Oprește și